Iar acum împreună cu Dea Maxer, care cică s-a apucat de niște cursuri noi, școală. Ia să ne explice mai multe, Flori. Bună! Bună, Florin, bună, Diana, bun găsit, dragi prieteni, așa este, Dea s-a apucat de școală, este chiar în timpul cursului acum, pentru că ea face un curs de manicură. Bună, Dea! Bună, dragilor, și la mulți ani că nu ne-am văzut anul acesta. Așa este, am avut nevoie de ceva nou anul ăsta și tot plănuiesc treaba asta cu acest curs de stilist protezist de anul trecut, dar din cauza emoțiilor și a faptului că încep ceva nou în viața mea, ceva cu care n-am avut legătură niciodată, mi-a fost teamă și până la urmă, datorită Taniei, pentru că ea mi-a dat curaj și a zis hai vino acum luna asta la curs, că altfel nu o să vin niciodată, am reușit să fac pasul ăsta și da, mă apuc să pun unghii false cu gel și să fiu stilist protezist pentru că o să am diploma acreditată din Ministerul Muncii. Alături de noi este trainerul meu, mentorul meu, Tania Povenskaya. Vă fac cunoștință cu ea. Bună, Tania! Cum se descurcă de ea? Cum este ca și elevă? Ce crezi? Se descurcă foarte bine. În prima zi, sincer să fiu, adică noi suntem a treia zi de curs, în prima zi avea niște emoții. Ea a spus că nu pot să cred că eu voi face unghii, pentru că eu nu știu, adică nu știu dacă pot să țin freza corect, nu știu nimic, absolut nimic. Ce crezi? M-a surprins plăcut, pentru că se descurcă foarte bine. Mi-a plăcut că este foarte atentă la teorie, pune foarte multe întrebări care sunt de folos culmea și elevelor, pentru că multe fete nu au curajul să pună întrebări. De multe ori spun, nu întreb că poate se supără sau nu întreb că poate să nu pic prost, dar ea pune întrebări și sunt întrebări foarte bune, care sunt de ajutor și culmea că mi-a plăcut foarte mult cum se descurcă pentru un începător care nu are habar de unghii, adică primele ei două modele care le-a făcut ea în ultimele două zile au fost superbe, adică eu sunt foarte mândră. Oricum eu am pretenții de la ea mai mari, pentru că ea trebuie să lucreze și mai frumos, pentru că na, este totuși o meserie frumoasă. Să știți că este și o meserie foarte grea. Asta vreau să întreb, dacă este o meserie grea și în cât timp înveți să pui unghii cu gel? Să știi că multe fete consideră că unghii să faci este foarte ușor și că la un curs de 5 zile ai putea să înveți să faci absolut tot. Din păcate, nu ai cum să înveți să faci în 5 zile și meseria asta chiar este foarte grea, pentru că pe lângă faptul că noi învățăm să facem niște unghii, noi învățăm și protecțiile de igienă, noi învățăm și bolile unghiilor, pentru că noi interacționăm cu clienții, noi trebuie să fim foarte atente să nu le afectăm unghiile, adică noi trebuie să fim foarte atente și la stilul de viață a clientului, noi trebuie să fim foarte atente și la ce poartă clienta, cum muncește, adică totul, noi pe lângă faptul că le facem unghii, noi le facem o imagine. Nu poți să faci niște unghii, de exemplu, foarte, foarte lungi unei doamne care muncește într-o bancă, pentru că clar, ea nu o să poată să poarte cele unghii. De aceea, la un medic. La un medic n-ai putea să pui unghii false extrem de lungi, pentru că este medic și ea are nevoie de o culoare simplă, nud, și are nevoie de semn permanentă, unghii scurte. Adică lucrul ăsta noi învățăm la cursuri. Vezi cât de complicat e? Așa am crezut și eu de acasă. Eu vreau să știu dacă schimb meseria. Nu cred că o să renunț niciodată la scenă, pentru că a fost prima mea dragoste, a fost locul unde soțul meu, Dinu, m-a urcat pe scenă. Și nu cred că aș putea să renunț niciodată, dar dacă Tania consideră la finalul cursului că eu am talent și că am potențial în domeniu, chiar mă gândesc să-mi deschid ceva în acest domeniu, pentru că am timp și vreau să-l valorific cumva. Și culmea e că treaba asta cu unghiile este o pasiune a mea veche. Sunt clientă, să zic așa, purtătoare de unghii cu gel de 13 ani. Și mi-am dat seama pe parcurs că fetele, manicuristele la care mergeam, la saloanele la care mergeam, nu-și făceau treaba corect. Am realizat asta venind la cursuri și mi-am dat seama că este o meserie foarte complexă și că multe din româncele noastre, că hai să vorbim de ele, nu investesc în ele, nu investesc în meseria lor și nu fac un curs acreditat, un curs în care să învețe pas cu pas ce e de făcut. Învață pur și simplu la mișto, de pe YouTube, de pe internet, urmărind videouri, dar trebuie să vii aici să înveți de la cei mai buni. Dea, noi îți urăm succes. Mulțumesc! Și multă baftă în noua meserie. Mă apuc de treabă, Florin, după cum spuneai și tu, eu cred că Diana mai poate învăța ceva chiar și la vârsta ei. Vă pup! Da, da, mulțumim, Florin, am învățat și eu aici pe pauză. Chiar pe pauză, și la vârsta ei? Da, chiar și la vârsta ei. La ce vârsta
site-ul Florin Giga. Te dai seama, nu? Da. Despre acolo. Între timp noi mai vorbeam de gene, de cum ne asortăm genele cu unghiile, cu oja, cu semipermanentă, că m-am uitat și de unde vine manicure, din germanul manicur. Ce râzi? Chiar așa e, și din franțuzescul manicure.